there should be no surprise about what the Department of State announced yesterday. What happened yesterday was, again, an expression by the United States regarding concern with the package of proposals that's now going through the Romanian Parliament, concern that they would reverse the progress that Romania has made in this. Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Din toate păturile societății au început astăzi să se pronunțe vocile anti-americanismului din România, critici după comunicatul Departamentului de Stat. Este un moment cheie pentru istoria noastră recentă, pentru că este un moment în care trebuie să ne întrebăm ce vrem să facem cu țara asta și încotro o apucăm. Cei care astăzi critică Departamentul de Stat, ăsta este un cuvânt blând, mai pe românește se spune înjurătură. Cei care critică Departamentul de Stat trebuie să se decidă ce vor. Rămânem cu Statele Unite într-o chestie care înseamnă stabilitate și siguranță aici la capătul Europei, lângă Rusia, sau ne găsim un alt drum în viață? Pentru că în lumea și cum arată lumea nu există altă variantă. Ori ești cu Statele Unite, ori ești cu cei de la răsărit. Cei care introduc nuanțe și discuții despre ce înseamnă statul de drept, despre ce înseamnă modificări ale justiției, nu înțeleg ce vor americanii de la noi. Americanii vor de la noi să ne ajutăm noi, pe noi. Nu o să vină nicio armată a Statelor Unite să ne ocupe. Nu devenim colonia americană în câteva săptămâni sau în câteva zile după comunicatul Departamentului de Stat. Dar țara asta este în buza unei crize extrem de complicate. O să vă rog să-mi trimiteți opiniile și părerile dumneavoastră pe pagina de Facebook Dosar de Politician. Trebuie să rămânem în parteneriat cu Statele Unite sau trebuie să ne găsim alt drum în viață? Repet, alegerile nu sunt foarte complicate, sunt două. Cu americanii sau de capul nostru prin lume, într-o societate și într-o globalizată extrem de complicată. Și într-o lume în care din ce în ce mai des se aud țipetele și strigătele războiului. Vă prezint invitații mei din această seară, Cristian Diaconescu, fost ministru al Justiției și ministru de Externe. Bună seara, domnule Diaconescu. Avocatul Gheorghe Pipera, bună seara. Bună seara. Și Valentin Ionescu, consultant. Bună seara, bună seara domnule. Mulțumesc. Încep cu dumneavoastră, domnule Diaconescu. Mă rog. Cum e situația? Eu am rămas perplex astăzi, am citit zeci de declarații obositoare, de la declarații isterice, de la declarații naționaliste, de la declarații în stil PRM. Nu ne vindem țara, nu suntem colonie. Cum și-au permis, ce au făcut? Am început emisiunea cu o declarație a ambasadorului american care ne spunea tot astăzi că de vreo 7-8 luni de zile Departamentul de Stat și partenerii noștri ne transmit mesaje. Ne-au transmis. Nu este niciun fel de surpriză a ceea ce s-a întâmplat aseară cu comunicatul Departamentului de Stat, care a fost într-adevăr un comunicat dur, dacă este să-l citim textual. Dar el vine după câteva luni în care Statele Unite ne transmite diplomatic să încercăm în țara asta, da, să ne punem de acord cu ce facem aici. Da, deci este un comunicat într-adevăr tranșant, folosește termeni duri, dar, în primul rând, precizare tehnică, care mie mi se pare totuși semnificativă, apropo de ce valori și dumneavoastră corect menționați, este comunicatul Statelor Unite. Pentru că în numele Departamentului de Stat vorbește șeful oficiului diplomatic, ambasadorul. Când vorbește Departamentul de Stat, vorbește administrația americană. Peste Departamentul de Stat nu mai vorbește decât președintele statului. Nici Congresul nu depășește o astfel de limită. Bun. Din acest punct de vedere, ei au transmis un mesaj pe care, pe de o parte, au simțit nevoia să fie auzit de opinia publică. Pentru că, așa cum bine și corect menționați, demersuri de cancelarie, demersuri informale s-au tot făcut. În mod normal, în urma acestor demersuri, fie printr-o diplomație de talent, fie prin diverse alte pârghii,
ar fi trebuit să se oprească așa ceva. Deci să nu apară public. Discuția aceasta să rămână. Pentru că astfel de dezbateri, vă puteți imagina, polemici, contradicții, pun subiect sau altul, inclusiv între România și Statele Unite, au tot existat de-a lungul anului. Unele sunt chiar contondente cu alte state în afara spațiului NATO și a Uniunii Europene. Dar până la urmă se acomoda o anume poziție și se ajungea la o variantă care, îndeopște, rămânea la nivelul decizional, instituțional și nu ajungea public. Faptul că au dorit să o facă public arată și o oarecare exasperare în dialogul cu instituțiile de la București, nu cu cetățenii. În al doilea rând. Cu ce instituții? Cu Ministerul de Externe? Ministerul de Externe nu poate lipsi din această discuție. Indiferent în ce moment, fie că ar fi trebuit să fie informat, fie că ar fi trebuit să reacționeze, evident, ca și un intermediar între autoritățile direct implicate și administrația americană, așa cum îndeoște orice minister de externe face, fie că ar fi putut să scoată prin negociere o altă variantă decât acest comunicat atât de dur. În al doilea rând, vreau să vă spun și un semnal transmis către Comisia Europeană, către Uniunea Europeană. De ce? Pentru că cei din Uniunea Europeană consideră că, mai ales România și Polonia, în condițiile în care au niște probleme de armonizare cu unele decizii a Uniunii Europene, într-o formă sau alta se referă la sprijinul american. Pentru că atât România și Polonia, cetățenii, națiunile respective, au foarte mare încredere în americani. Faptul că Departamentul de Stat practic reia cam 80-90% din topicul celor pe care afirmațiilor făcute de Comisia Europeană, deci dacă este vorba de ingerință și slugărnicie, să adăugăm și Comisia Europeană printre stăpâni, pentru că discursul e cam același. Este semnificativ și din acest punct de vedere. Deci, după părerea mea, nu va mai exista niciun fel de comunicat al părții americane. Funcție de reacția de la București, de reacția instituțională. Înțeleg și ei ce înseamnă pentru digestie publică, până la urmă, declarațiile unora sau altora, mai ales cele excesiv emoționale. Vor, partea americană, deci, își vor lua propriile decizii. Departamentul de Stat este al Statelor Unite. Reacția este, domnule Diaconescu, dacă îmi permiteți, și o să vedem acum declarația Ministrului Justiției și după care o să vedem și datele din comunicatul domnului Dragnea și domnului Tăricianu, care vorbesc în numele Parlamentului României. A fost și un scandal în Parlament. De bună seamă că Dragnea și Tăricianu nu au cum să vorbească în numele Parlamentului României în integralitatea lui, ei vorbesc în calitate de președinți ai celor două camere. Haideți să vedem pe Tudorel Toader ce a răspuns Departamentului de Stat. E foarte important, pentru că în zilele astea, conflictul ăsta, care este încărcat de unii, tocmai în ideea de a fi pro- sau anti-american. Toate discuțiile cu coloniile, toate discuțiile cu faptul că suntem slugile americanilor au ca punct nevralgic. Cei de la PSD vor să încarce opinia publică de așa natură, încât să spună că opinia publică nu mai suportă tratamentul, da, pe care americanii îl administrează. Departamentul de Stat al Statelor Unite se exprimă cum și cât îi se permite. Am citit și eu comunicatul și găsesc două direcții așa de exprimare. Prima ipoteză, prima parte, când se exprimă îngrijorarea cu privire la legislația care ar putea submina lupta împotriva corupției, ar putea slăbi independența judiciară a României. Până la urmă ne exprimăm preocupări, dar producător de efecte juridice este actul normativ în forma lui finală. Ăsta este Tudorel Toader, domnule Diaconescu. Ce am înțeles de la Ministrul Justiției? Deci dacă lăsăm la o parte forma, mă rog, care a creat emoții, rămâne fondul. Fondul este că în opinia, administrației americane, acest pachet de legi are în acest moment un impact negativ în legătură, mai ales în relația sau privind linia roșie între politic și justiție. Dar aceasta e decizie. Acord cu mine că pe această decizie PSD, nu vor mai reveni. Cei de la PSD duc discuția în momentul de față într-o zonă foarte delicată pentru România. Adică, prin toate mesajele, cei de la PSD și acoliților din mass media sau din alte părți ale societății duc discuția
exact în ceea ce spuneam eu. Nu discutăm de foarte periculoasă. Vedeți ce ne fac americanii? Vedeți că ne tratează ca o colonie? Vedeți cine sunt americanii? Acolo se duce discuția. Deci ideea de a fi nemulțumit de limbajul unui comunicat de presă este un aspect. Ideea de a pune în discuție chiar parteneriatul strategic și cele 70% procente de garanții de securitate pe care dau americanii regiunii implicit României este cu totul și cu totul alt aspect. Deci aici apare chestiunea, după părerea mea, ticăloasă. Pentru că au nevoie de susținere pentru ceea ce vor urma să facă. Din informațiile mele nu vor da înapoi cei de la PSD ALDE cu modificarea legilor justiție. Domnule Piperea, trebuie să fim cu americanii sau să ne alegem un alt drum? Pentru că declarație războinice de astăzi, cam acolo, cam toată lumea s-a revoltat. Cum își permit americanii să ne spună nouă în România ce să face? Cred că întrebarea este pusă greșit, pentru că nu în termenii aceștia trebuie să avem relația cu așa numitul partener strategic al României. E pusă greșit și pentru că sunt foarte multe voci în Europa și chiar și în Orientul apropiat, acela care este foarte prieten de foarte multă vreme cu Statele Unite, cum ar fi Turcia, care se plâng. Poftim? Au fost, nu mai sunt. Mă rog, deocamdată e o modă în Turcia să te ceri cu americanii, dar ce este extrem de important este să nu se resuscite, sau mai bine zis să se suscite, pentru că nu cred că a fost vreodată așa ceva în România, un sentiment american care să se dubleze, anti-american, care să-l dubleze pe cel eurosceptic, care deja se simte foarte serios, mai ales după ce domnul Juncker a anunțat în urmă cu ceva timp că se intenționează construcția de data aceasta fără ipocrizie, ea există încă de pe acum, dar construcția fără ipocrizie a unei Europe cu mai multe viteze. Pe de altă parte, cred că ăsta este lucrul cel mai important. Să știți că, cel puțin din ce citesc eu în presa franceză, europenii au o anumită iritare în ce privește noul stil de a face politică și comerț susținut cu aparatul militar și judiciar american al americanilor. Francezii numesc acest lucru imperialism judiciar. Să știți că Statele Unite are o legislație... Domnule avocat, spuneți cel mai tranșant. Americanii ce folosesc instituțiile de forță ca să facă bani la nivelul... Da, da. Spuneți așa cu subiect și predicat. Și folosesc inclusiv instituțiile lor judiciare pentru a face mai ușoară viața unor companii americane. Am să vă dau un exemplu. Asta fac și în România? Da, categoric. Cum? O să vă explic imediat. Lăsați-mă să vă dau exemplul din Franța, care este în momentul de față foarte, foarte atent studiat, analizat în presa din Franța, dar la noi nu se știe. Compania aviatică Airbus are niște probleme de corupție și de evaziune fiscală și de spălare de bani foarte, foarte urâte, declanșate de americani, care, bineînțeles, că fac acest lucru fără să se simtă foarte bine Boeing, care este o companie foarte cinstită de altfel, foarte onestă. Airbus, ca să poată să scape din chingile acestei reglementări, care este una, atenție, extrateritorială, este o reglementare anticorupție care nu se aplică doar, sau antifraudă, care nu se aplică doar în Statele Unite, ci și în afara Statelor Unite, cu condiția să existe o legătură cu teritoriul Statelor Unite, și Airbus, bineînțeles, că are o astfel de situație. Airbus este în momentul de față, repet, anchetat atât de parchetul financiar național financiar de la francezi, cât și de oficiul pentru fraude serioase de la britanici, a și recunoscut că există o chestiune de corupție, acceptând să plătească câteva miliarde de euro. De ce? Pentru a scăpa de consecințele unei judecăți în partea cealaltă a oceanului, în Statele Unite, care, dacă se va pronunța, va avea un efect catastrofal pentru Airbus, acela de a nu mai putea să participe. Am înțeles, ăsta este cazul din Franța. Și în România cum operează americani, în opinia dumneavoastră? Sunt cel puțin în presa anului acesta, sunt cel puțin două cazuri de companii americane care, deși au cifre de afaceri de aproape un miliard de euro pe an, au și pierderi de 7-8 ani de zile, pierderi care sunt considerate tolerate de fiscul român până anul acesta, când s-a observat că nu e posibil să ai timp de 7 ani de zile în continuu pierde. Cine e vinovată, compania americană sau fiscul român? Despre ce discutăm aici, Piperea? Și e o optimizare fiscală. Au venit americanii să ne exporte corupție și banditism de stat în România, cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani? Despre ce discutăm aici?
Nu, stați un pic, că eu nu vreau să par că sunt anti-american aici. Nu, știu că nu sunteți, dar facem o dezbatere de idei, nu? Problema care se pune este că în dosare de acest gen, inclusiv de corupție, se practică un dublu standard care nu-mi place. Nu numai compania aceea, traderul de cereale, are această problemă de optimizare fiscală care glisează către evaziunea fiscală. Hai să modificăm legea, domnule Piperea, ca să mai facă exporturile de capital. Este o altă discuție. Nu e nevoie, este nevoie doar ca n-au respectat legile române, să fie mai atent și mai curajos. N-au respectat legile române acești doi operatori americani? Nu, nu l-au respectat. Numai pe că cum? Fiscul român, le facem dosar. Domnul Năstire, dacă fiscul român vă vede pe dumneavoastră că nu plătiți o amendă de circulație de 400 de lei, vă poprește toate conturile. Așa este. În cazul acestui trader de cereale, timp de 7 ani de zile s-au văzut documentele. Nu s-a făcut nimic. De-abia anul acesta au zis, hai să vedem ce se poate face. Cine a zis? Dicotul sau nu fiscul? Dicotul, sau nu, Dicotul deocamdată nu-și pune întrebări. Fiscul român, dar a lăsat-o mai moale, scuzați-mi expresia, dar nu s-a mai întâmplat nimic după aceea. Însă, pe de altă parte, uitați-vă, domnul președinte Iohannis, n-a spus nimeni chestiunea asta până acum, vreau să mă lăsați să o spun eu. Folosește un dublu standard în privința prezumției de nevinovăție. Spune că prezumția de nevinovăție nu există pentru politicieni. Din punct de vedere moral s-ar putea să considerăm că, într-adevăr, pentru politicieni, mai ales când sunt acolo sus, n-ar trebui să existe un principiu o prezumție de nevinovăție, dar din punct de vedere politic și moral, însă din punct de vedere juridic acest lucru este absolutamente inadmisibil când vine de la președintele României. Și vedeți acum pericolul acestui dublu standard. În cazul în care ai o companie publică, mare, importantă, care face afaceri publice, achiziții publice, concesiuni și așa mai departe, parteneriate public-private cu statul român, când are această calitate de inculpat, în definiția domnului președinte Iohannis, are calitatea de penal. N-ar trebui să mai face afaceri cu aceste publice, cu aceste companii, pentru că sunt penale. Și acum o să vă întrebați, dați-mi exemple. Da, primul exemplu este Microsoft. În dosarul Microsoft, care se numește culmea ridicolului, chiar Microsoft, cazul de corupție dar Microsoft... Dar nu este pusă sub investigare compania americană în România. Microsoft este anchetat? Nu știu, dar de ce se numește oare? De ce se numește oare Microsoft? Era o licență Microsoft. De ce s-au încheiat contracte de vreo 10 miliarde de euro cu autoritățile române de către Microsoft, făcute posibile de acele persoane care au dat în gât, fie s-au dus în pușcărie? Deci, domnule Pipea, dumneavoastră ce vreți să ne spuneți? Că anumite interese americane în România sunt evitate de către procuratura din România. Da, asta este și categoric. Și că nu e bine ca americanii dau lecții de anticorupție? Asta nu, ne spuneți? Nu în momentul în care, toată Europa, începând cu Franța și Germania, și continuăm cu niște state un pic mai mici, acuză americanii pentru imperialism judiciar. Dincolo de asta însă, problema nu se pune dacă suntem cu americanii sau nu. Problema care se pune este să se la PSD duc discuția standard acolo, domnule Piperea. Și pentru din punctul că meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Pentru că sunt foarte, ori păstrăm parteneriatul cu Statele Unite, ori mergem pe altă cale a istoriei, pe alt drum a istoriei. Nu, și drumul ăla nu cred că o să fie foarte simpatic pentru țara. Tocmai au încheiat un contract, da, pe care l-a anunțat cu surle și trâmbițe domnul președinte Iohannis, pentru achiziționarea unor armamente. Okay. În același timp însă, pare să nu fie foarte agreată de această administrație, de administrația actuală americană. Deci n-ați putea spune că neapărat PSD-ul are o problemă. Eu spun că PSD-ul are o problemă de naivitate și de lipsă de curaj. Pentru că până acum aceste lucruri pe care Curtea Constituțională le spune de ani de zile ar fi trebuit să fie tranșate. Ele au fost merbelite. Ăsta este consecința faptului că oamenii n-au înțeles exact ce vor. Asta este consecința faptului că oamenii ies în stradă și foarte bine fac că ies în stradă și protestează PSD-ul, contra unor... Domnule Piperea, PSD-ul pe care pare că dumneavoastră îl apărați în seara asta, PSD-ul... Asta vi se pare? Da? Nu, sau ok, eu îl apărați. Eu îl critic. PSD-ul ar fi trebuit să vină în campania de anul trecut cu tot pachetul ăsta de modificare a legilor justiției și să-l prezinte în campanie electorală. Dar nu, domnule Piperea. S-au dus, ne-au luat ochii cu tot fel de promisiuni economice pe care nu le îndeplinesc și în ianuarie au început jihadul pe justiție. Da, pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Da, înțelegeți? Da. Pentru că dacă toate lucrurile astea se făceau la lumina zilei, în dezbatere publică, nu mai ajungeam în situația asta în care americanii să ne dea cu nicovala în cap. Sunt la de nivel acord cu diplomatic, nu vă aduceți aminte. Și au dreptate să facă lucrul ăsta pentru că ne spun de vreo 7-8 luni de zile, măi, oameni buni, faceți o dezbatere. Da, da, faceți o dezbatere pe ce înseamnă justiția din România și nu bulversați o țară care este în graniță cu Federația Rusă.
că nu sunteți voi aici buricul domnul Europei, Sire, da? Chiar și la interesele legate de România sunt mai mari decât interesele lui Dragnea, Tăriceanu și alții de la PSD. Nu vreau să vorbesc peste dumneavoastră, dar nu vreau să pierd totuși această oportunitate, că mai am o frază de spun. De spus, chiar și la dumneavoastră în emisiune, atunci, în ianuarie-februarie, când erau protestele foarte tensionate și când spuneam că e bine că oamenii protestează pentru că trebuie ca cineva să-i tragă de mânecă pe acești indivizi, spuneam și că nu se poate discuta asemenea, nu se pot discuta asemenea chestiuni atât de importante pentru societate de pe zi pe alta, de pe o săptămână pe alta și să dai ordonanță de urgență. Și de asemenea, săptămâna trecută v-am spus că ceea ce m-a deranjat pe mine la emiterea codului fiscal a fost în primul rând, în mod primordial, emiterea prin ordonanță de urgență a noului cod fiscal. Domnule Valentin Ionescu, sunteți absorbit în reacții, probabil că citiți ce s-a întâmplat astăzi. Citesc, nu. Domnul Citesc Ionescu. Întâi și întâi acordul de parteneriat strategic din iulie 1997, care în preambul spune așa, recunoscând necesitatea de a sprijini întărirea sistemului politic care să respecte regulile statului de drept. Sună foarte frumos, nu? Adică porneau implicit de la premiza că România respectă lucrurile astea și de la declarația comună din 2011 pentru secolul 21, unde pe pagina a doua scrie foarte clar că Statele Unite și România vor coopera în câteva domenii și le enumeră. Ok, haideți să le auzim. Unele dintre nu le trebuie toate, că sunt și de apărare în principal, dar unele vorbesc și politice în regiune, dar la un moment dat spune așa, comerț și investiții, eu vă traduc direct, că l-am în engleză, incluzând facilitarea contactelor între comunitățile oamenilor de afaceri, okay, în timp ce reafirmăm angajamentul nostru, while reaffirming our commitment, da, pentru principiile pieței, n-au spus market economică, să subînțelege, rule of law, statul de drept. Statul de drept. A sound business environment, un mediu de afaceri solid, virgulă, transparență și integritate publică. Deci astea sunt domenii de cooperare. Dacă eu doresc să cooperez cu un stat în domeniile astea, pot să întreb pe canale diplomatice, nu? Dom'le, cum cooperăm noi în domeniile astea? Ia, că văd că de la un timp nu mai cooperăm. Nu-i așa? Cam așa sună. Domnule Ionescu, deci, departamentul de stat, România, da? A semnat asemenea acordul da, cu Statele semnat, Unite și s-a angajat. Suntem foarte supărați și s-a angajat. Că oamenii ăștia ne trimit da. Exact la ceea ce a semnat țara asta, da? Da. Ne-a plăcut să intrăm în NATO, ne-a plăcut. Da. Ne-a plăcut să intrăm în Uniunea Europeană, ne-a plăcut. Atenție! Ok, ne place să avem scut, ne place să fim partener strategic, dar când oamenii a spun, băi, vezi că ai o problemă la tine în curte, noi ne supărăm pe ăla care ne spune că avem o problemă în loc să ne facem curățenie la noi în casă. Avem da? Așa, condițiile de aderare ale României, iar știți foarte bine, știți domnul ministru că e aici de față, problema respectării statului de drept, nu numai economie de piață funcțională. Altfel n-ar fi fost primiți. Deci, cum să spun, ăsta era fundamentul care a constituit baza negocierilor între noi și Uniunea Europeană. Doi, aceeași bază, același temei politic și juridic a stat la baza negocierilor între România și NATO. La fel, nu eram admiși acolo fără asta. Urmează în OECD, în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Este un principiu de bază, cred că în articolul 5, nu mi-aduc aminte, sau 8, care la fel ridică această problemă.